Întotdeauna, eroii credinței au fost aceia care au știut să ne țină mai puternică și mai proaspătă credința. Despre martirii pe care i-a cunoscut, veți afla ascultându-l pe Richard Wurmbrand, prin ale cărui cuvinte, cu siguranță, vă veți simți încurajați să trăiți pe măsura credinței pe care o aveți. Ba chiar luptând pentru o credință mai mare, mai înaltă. O astfel de credință vă doresc împreună cu Richard Wurmbrand, care sper să vă dea ghes în această direcție. Iubiți frați, iubite surori și tare, tare dragi copilași, citesc din cartea Esterii, capitolul 6. Spune acolo că într-o noapte, împăratul Ahasver n-a putut să doarmă și i-a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte, cronicile. Le-au citit înaintea împăratului și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bigtan și Teres, cei doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, care vroiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahasveros. Împăratul a zis, ce cinste și mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic, au răspuns cei ce slujau împăratului. Fiind evreu, vă voi spune un cuvânt de mângâiere din istoria poporului nostru. Acum mulți, mulți, mulți ani, în poporul evreu era un rabin renumit, numele lui era Rabinul Meir, și avea o soție cu numele de Beruria. Într-un sabat, rabinul s-a dus la sinagogă, nevasta a rămas cu cei doi băieți mici, și băieții cum sunt băieții, s-au suit în copac. Și acolo în copac ce au făcut? Au căzut jos și au căzut în așa fel că au murit amândoi. Au căzut în cap. Ea i-a dus în odaia de sus, i-a pus pe pat, i-a acoperit și a pregătit masa de sabat să găsească soțul ei când vine înapoi. Când a venit înapoi, el a primit cu un zâmbet pe buze, cum primește o soție pe un bărbat. Vine soțul, primul lucru, un zâmbet. Ai avut un ecaz, ce greu pe suflet, ești trist. Nu da tristețea ta soțului tău, soțul are probabil propriile lui tristețe. Tu din partea ta dai un zâmbet. Și el a primit pe el cu un zâmbet, el și-a spus rugăciunile pe care le spune evreii înainte de masă și a întrebat, dar copiii unde sunt? Ei, nu știu cum sunt copiii. El a înțeles că copiii sunt la joacă cu alți copii. Și s-a așezat să mănânce, ea a mâncat împreună cu el, dar copii, tu nu știi cum sunt copii. Eu înțeles, după copii, câteodată, când sunt la joacă, trebuie să aștepți cu orele. Și când s-a terminat masa, ea i-a spus, Meir, vreau să te întreb ceva. Am ceva care mi-a apasă sufletul. Avem o vecină aici, care are un soț bețiv. Fură toate lucrurile din casă, vinde, ca să aibă de unde să se îmbete. Și acum ea avea o pereche de cercei frumoși. Și mi-a adus mie cercei și a spus, trebuie să le țin la tine în casă, că dacă le păstrez în casa mea, soțul meu o să le descopere, o să le vândă și le pierd. Așa că ține-le tu, poate dă Dumnezeu să se însănătoșească soțul meu. Și mi-a dat mie cercei. Și știam că ție nu-ți plac podoabele. Și astăzi, când erai tu la sinagogă, a venit femeia aceea și mi-a cerut cercei înapoi. Ce zici tu, Meir, să-i le dau? Pe ce întrebare e asta? Sunt cercei ei. Nu numai să-i le dai, dar să-i spui și mulțumesc că le-a păstrat la tine cât a fost, două săptămâni sau o lună sau cât, de-le acum înapoi cu recunoștință. Dar Meir, înainte de a le da înapoi, știu că ție nu-ți plac așa podoabe, dar fă-mi și mie o plăcere. Vreau să-ți arăt cerceia aceea. Cum o nevastă e datoare cu un zâmbet, un soț e dator să facă o plăcere femeii, chiar dacă lui nu-i face plăcere.
Dar dacă îi face plăcerii ei? Și el a spus, bine, vin să văd. Și l-a dus în odaia de sus. El s-a așteptat să scoată dintr-un sertar cercei, când colo i-a dat la o parte cerșaful cu care era acoperit spectacolul acesta trist, amândoi copii morți, și a spus, acestea sunt podoabele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Și cum ai spus tu, ne-am bucurat de ele atâția vreme. Și acum ne-au fost cerute înapoi. Păi să le dăm înapoi cu recunoștință către Dumnezeu. Atâția ani ne-am bucurat. Acum stăpânul lor, cel căruia aparțin acești copii, le-a cerut înapoi. Să nu ne plângem de lucrul acesta, să nu cârtim, ci să-i spunem, îți mulțumim pentru vremea frumoasă pe care am avut-o cu copiii aceștia. Și atunci el a îmbrățișat-o și a spus, ferice de un soț care are o astfel de soție. Mulți români și multe românce și-au pierdut niște oameni foarte dragi. Am auzit asemenea știri grozave despre copii. Cine e un tată? Cine e o mamă? Știi ce durere e asta? Chiar dacă un copil moare de o boală așa liniștit pe un pat de spital și încă te doar. Încă te doar. Dar când un copil moare ucis și ucis în împrejurări pe care nici nu le pot spune, cine poate să înțeleagă sufletul unei asemenea mame? Dar copiii aceștia, dragii voștri, au fost niște podoabe cu care a vrut să vă facă bucurie Dumnezeu până acum. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate zilele în care i-ați avut și acum când Dumnezeu i-a chemat într-o altă lume, însoțiți cu gândurile voastre bune, s-au dus la un Dumnezeu care este iubire. El numai dacă se poate, El face tot ce poate. Trebuie cineva să fie nu știu cum ca să nu-L mântuiască Dumnezeu. Pentru toți Iisus a murit și păstrați nădejde pentru copiii aceștia sau pe cine aveți dragi și liniștiți sufletele voastre. Noi nu înțelegem toate căile lui Dumnezeu, dar știm că sunt drepte și bune. Vă spun ca unul care am cunoscut și eu dureri multe în viață și primiți acest cuvânt de mângâiere din partea lui Dumnezeu. Ne gândim în ziua aceasta nu numai la cei care au murit în tulburări, ne gândim la mulți, mulți nevinovați și frați și surori ale noastre de credință care au murit în închisori sau în lagăre sau în deportare în acești mulți ani de guvernare comunistă. Mulți au fost. Mulți au fost în închisori. Vreau să vă spun amintirile mele despre doi sau trei dintre ei. A murit nu de mult în România, după, cred, vreo 16 ani de închisoare și deportare și toate. Traian Dors, mai toți credincioșii îl cunosc, că toți am cântat cântările lui, toți ne-am hrănit din cântările lui. Era o pildă pentru frații din România. Și mi-aduc aminte cum în biserica în care eu am fost păstor, el a vorbit odată, acum mulți ani. Și țin minte ca acum ce a vorbit. Spunea că e scris în Ioan 14, că cei care cred în mine, așa a spus Domnul, cei care cred în mine vor face și ei lucrările mele, ba vor face lucrări mai mari ca ale mele. Acum stai și te mir, pe cum eu, Ion, Gheorghe, sau cum mă numesc, Rosalinda sau Sofia, sau ce, cum, eu sunt o credincioasă și eu să fac lucrări mai mari ca ale lui Iisus, pe cum se poate, cine poate să facă lucrări mai mari ca ale lui Iisus? Și el atunci a spus, uite, există o lucrare pe care noi o putem face, o lucrare mai mare decât a lui Iisus. Iisus e Dumnezeu. El este stăpânul lumii. El poate ierta și vrea să ierte pe fiecare, dar cu o condiție, să se pocăiască. Îi se oferă toate posibilitățile de pocăință și dacă măcar un cuvânt spune, Doamne, iartă-mă, cum a spus tălarul pe cruce, n-a spus mare lucru, a spus un cuvânt, nu? Și dacă nu poți să spui un cuvânt, Maria Magdalena a venit, nici măcar un cuvânt n-a spus. Dar a fost lacrimi de căință. S-a petrecut ceva în sufletul ei și atunci imediat a fost iertată, cum și fiecare din voi care mă ascultați, orice ce ați fi făcut, puteți fi iertat pentru o lacrimă de căință, pentru un cuvânt pe care îl spui. Chiar dacă nu îl spui cu glasare, în inima ta îmi pare rău de ceea ce am făcut și te rog iartă-mă. Poți să fii iertat.
Noi putem face ceva mai mare decât Iisus. El, rege fiind, el nu poate să ierte pe cei care nu se pocăiesc. Păi dacă într-o țară îi spune fiecare ucigaș și fiecare hoț, dacă un guvern ar spune, cine ai fost? Ai omorât 5 mai? Nu-i nimic, ești iertat. Tu ce ai furat? Am spart vreo 5-6 case și am furat. Nu-i nimic, ești iertat, ești iertat. Pe asta n-ar mai fi țară, s-ar destrăma țara aceea. Un guvernant poate să ierte după ce a făcut cineva câțiva ani de închisoare, dacă vezi că s-a îndreptat, poate să-i micșoreze pe diapsa. Un guvernant nu poate să ierte simplu pe oricine. Și Iisus, care este peste toate guvernele, el poate ierta numai dacă cineva se întoarce. Dar noi, credincioși, noi nu suntem rege. Noi putem ierta pe oricine, orice ar face înainte de să pocăiești. Mă bate cineva, eu din partea mea l-am iertat. Mă schingiuiește cineva, eu din partea mea l-am iertat. Mă fură cineva, îmi strică cineva casa sau nu știu ce face. Noi putem face ceva mai mare, ceva ce un Dumnezeu nu poate face. Noi putem simplu să iertăm și ne-a arătat acest maxim de iertare și în inima lui nu era nici pic de amărăciune împotriva celora care l-au nenorocit, l-au ținut acolo în închisoare. Atâtea bătăi ce a mâncat el. Și nu numai sub comuniști a mâncat bătăi. Să știe credincioșii că prigoana împotriva credincioșilor în România n-a început cu comuniști. Și pe vremea guvernului Antonescu era prigoană. Și pe vremea legionarilor era prigoană. De 10-10 de ani. Cei tineri nu știu lucrul acesta. Și Traian Dors a suferit și sub vechiul regim. Și sub regimul celălalt. Și nu era nici pic de amărăciune în el, a iertat. Astfel de caractere cu care un neam ar trebui să se fălească, un astfel de caracter a trebuit să zacă 16 ani în închisoare, eu eram într-o celulă lângă el, dar nu l-am văzut în anii aceștia. Că era un perete între noi, un perete între noi. Să vă povestesc despre încă unul. Era un păstor. Nu vă spun din ce religie era, că în închisoare erau și baptiști, și penticostali, și adventiști, și uniți. Erau de tot felul, și luterani, și catolici, și toți așa. Și acolo în închisoare toți sufeream și mai bine nu vă spun că ăsta era baptist, sau ăsta era unit, sau cine era. Dar era un bătrân păstor, Suroian. Era atâta bunătate pe fața lui. A fost singurul! Care a fost achitat de un tribunal comunist. Vă închipuiți? Achitat de un tribunal comunist. Așa ceva nu există. Așa impresie făcea omul acesta. Avea simțimântul că dacă te atingi de haina lui, te vindeci. Te atingi de haina lui Iisus, adevărat în chip al lui Iisus. Și fiecare își deschidea inima înaintea lui. Și a avut o influență binefăcătoare. Mulți s-au pocăit din cauza lui. Și dacă l-am văzut că este așa, m-am dus și eu la el și am spus, frate, aș vrea să-ți povestesc și niște păcate ale mele. Dumnezeu le știe. Dar oamenii nu știu, oamenii spun, a, fratele, vurmurante. Și au în altă părere despre mine. Dar uite, am făcut și eu păcate în viață și parcă vrea să ți le spun, să le, așa spune în Scriptură, să spunem unul altuia păcatele noastre. Și i-am spus, m-a ascultat atent. Cu cât mai mult spuneam, cu cât mai mult mă acuzam pe mine, cu atât mai mult îi strălucea fața, avea o bucurie. Și când am terminat, zice, frate, multe păcate ai făcut. Și serioase păcate ai făcut. Și una pot să-ți spun, că o să mai faci, că ești om. Oamenii fac păcate și jos, că-ți spun și eu ale mele. Oamenii fac păcate. De un păcat să te ferești. Nu cumva vreodată să cazi în păcatul de a crede că păcatele tale sunt mai mari decât harul și bunătatea lui Dumnezeu. Ăsta e păcatul cel grozav. Că atunci nu mai există întoarcere. Păcatele noastre sunt păcate omenești. Iertarea și harul lui sunt dumnezeiești. Rămâi cu încredere și de câte ori faci ceva că om ești, îți scapă cuvintele din gură, nu? Îți trece prin cap, câte nezdrăvenii nu trec prin cap și unui credincios, nu? Și câte și câte în viața mea. Spune-le totdeauna lui Iisus cu încredere să nu crezi niciodată că cumva s-a epuizat iertarea lui Dumnezeu pentru mine, că nu mai poate. E mai multă iertare la el decât păcat la tine. N-am putut să uit cuvintele lui. Omul acesta care putea gândi în așa fel,
o perlă pentru poporul român. Omul acesta l-a băgat la închisoare la vârsta de 70 de ani. Pe ăștia ar fi trebuit să-i poarte pe brață poporul român. Vă voi spune despre un altul, numele lui era Florea. Așa l-au bătut la canal. Nu toți știți ce e canalul, ăștia mai tineri nu știți. A vrut încă Gheorghiu Dej să facă un canal între, nu știu unde a vrut să facă, între Dunăre și Marea Neagră, și a găsit un fel foarte econom să-l faci. Are 3.000 de inși și lucrează pe gratis. Și nici mâncare nu-i dădea. Era o foamete acolo și erau așa niște bătăi și era grozav. Mulți au murit la canal și nu se necăja guvernul dacă muriau mulți la canal, aresta pe alții. Dom'le, și pe ăsta l-au bătut grozav și avea ambele mâini și ambele picioare paralizate. Acum e grozav să ai ambele mâini și ambele picioare paralizate într-un spital și tot e greu. Acasă, unde ai o nevastă sau o mamă să te servească, dar într-o celulă de închisoare, n-aveam cerșaful să-l schimbăm. Știți că era nevoie să-l schimbăm. N-aveam apă curgătoare să-l spălăm. Stătea în murdăria lui, stătea omul acest. Și până eram numai bărbați acolo. Bărbații nu sunt buni pentru chestiuni. Trebuie o femeie, are mâna ca să ajute pe un bolnav. Și el stătea în suferința aceasta, putea să miște numai gâtul. Era omul, unul din oamenii cei mai luminoși pe care i-am cunoscut în viața mea. Eram cu el în celulă, în închisoarea Gherla. Și într-o seară ședeam în jurul patului lui și cumva era o atmosferă apăsătoare în celulă. Și un frate spunea, 10 ani au trecut de când sunt aici. Și altul a spus, mai am atâția ani de stat. Și altul a spus, cineva să mea e la închisoare. Și altul a spus, cine știe ce mănâncă copiii mei, că sunt pe drumuri, că și nevasta e într-o pușcărie și eu sunt în alta. Și altul a spus una și altul a spus alta. Și una a spus, oriunde mă uit împrejur, e numai întuneric. Și atunci el s-a paralizat. Mi-a spus, fraților, nu eram numai frați, erau și alții. Fraților, când uitându-te împrejur, e totul întuneric, nu te uita împrejur, uite-te în sus. Asta nu pot să uit, asta m-a învățat el pe mine, un om paralizat, ambele mâini și ambele picioare. Zice, de jur împrejur unde te uiți, e numai negru înaintea ochilor. Păi nu te uita împrejur, uite-te în sus. Primul martir al creștinătății a fost Ștefan și avea împrejurul lui numai oameni cu niște bolovan mari, foarte hotărât să îi le arunce în inimă, în piept și să-l omoare. Mai rău decât așa nu se poate, nu? Și dacă a văzut că împrejur totul e așa de urât, nu s-a mai uitat împrejur, s-a uitat în sus. De ce trebuie să mă uit împrejur? Mă uit în sus. Și când s-a uitat în sus, a văzut pe Mântuitorul, stând la dreapta Tatălui Ceresc. Toată Biblia spune că Iisus șade la dreapta Tatălui. Dacă unul vine plin de credință la el, un martir, s-a scoală în picioare Iisus în semn de respect și s-a sculat în picioare Iisus și a făcut un semn, lasă-i fețe, vine aici la mine, aici e bine, scap. Și repede el a spus el o rugăciune, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul, și a și plecat. Și dacă de jur împrejurul nostru e întuneric, poate pentru mulți este întuneric și aduc aminte de lucruri foarte grele din trecut sau sunt lucruri foarte apăsătoare încă acum. Poate cine știe ce li s-a făcut? Poate cine știe ce au făcut ei înșiși? Cine știe prin ce greutăți trec în familia lor, în serviciul lor, în sufletul lor, cine știe ce s-a întâmplat, în duhul lor a fost tulburat? Și când împrejur, oriunde te uiți, e întuneric, nu te uita împrejur, uite-te în sus. Un asemenea frate, fratele Florea, a murit lângă mine, în celulă. Ultimele lui cuvinte au fost, vedeți să nu vă greșiți drumul, tare frumos Ierusalimul Ceresc, să ajungeți acolo. Un asemenea om, care ar fi o fală a oricărei țări, nu? Oricare țară trebuie să se falească cu oamenii buni, cu oamenii cinstiți, cu oamenii sfinți. Acest om a trebuit să moară în închisoare. Și toți cei care au trecut prin închisori, chiar și cei care nu au trecut prin închisori, dar cunosc împrejurările care au fost acolo, își dă seama că crima asta a fost mare. A fost lipsit un popor de cele mai frumoase suflete care puteau să fie o pildă pentru alții din prejurul lor. În toate aceste împrejurări grele, au fost unii credincioși care au stat în picioare și au rezistat la toate furtunile ca un stejar. Bate furtuna în el și el stă
Am avut eroi ai credinții, vă voi spune nume despre unul, un tânăr păstor. Numele lui era Cociangă. El lucra la canal. Mi-a povestit unul care a fost de față la scena aceea. El lucra la canal. Și la canal era rău pentru toți. Era grozav. Era o foame grozavă. La un moment dat, ofițerul politic al canalului a venit în inspecție să inspecteze brigada religioasă. Era o brigadă, erau numai preoți ortodoxi, catolici, păstori, evanghelici, baptiști, luterani, ce-o fi fost ăștia toți protestanți, rabini, evrei, oricine era pentru religie. Și chiar care nu erau păstori, care erau închiși, ostași ai Domnului, cine era pentru religie, era în brigada asta religioasă. Și ăștia erau tratați mai rău decât toți ceilalți, că a pus peste ei ca supraveghetor niște criminali de drept comun și le-a promis, ei erau condamnați pe viață, nu mai e nicio speranță, nu? Și le-a spus, o să fiți liberați dacă îi chinuiți pe credincioși ăștia. Și ei se întreceau unul cu altul care știa să bată mai bine și așa. Era o grozăvie. Și într-o zi s-a anunțat, vine comandantul politic. Și el a trecut printre rânduri și s-a oprit la întâmplare în fața acestui tânăr păstor. El nu știa că e păstor, nu știa. Și s-a oprit înaintea lui la întâmplare. Și l-a întrebat, tu, bă, erau foarte civilizați ofițerii aceștia, la deținut îi spuneau, bă. Zice, tu, bă, ce ai fost în libertate? El a răspuns, domnule locotenent, ce am fost, eu încă sunt și voi fi cu ajutorul lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții mele. Dar ce ai fost? Ce am fost slujitor ai lui Dumnezeu. Nu-mi place vorba asta, un fel de popă, păstor, sau ce ai fost chestia asta cu slujitor al lui Dumnezeu. Deci, ia spune-mi, tu acum mai crezi în toate basmele astea cu Iisus? Păstorul a tăcut câteva secunde. Secunde lungi cât veșnicia, fiindcă în secundele acelea se hotărea veșnicia. Mântuitorul a spus, mă mărturisesc înaintea oamenilor. Și eu te voi mărturisi pentru veșnicie, înaintea Tatălui Ceresc. Te lapezi de mine înaintea Tatălui Ceresc și eu o să mă lapăt de tine. Asta se hotăra în astea câteva secunde. Și după câteva secunde de tăcere, el și-a deschis gura, n-a vorbit încă, a deschis gura. Eu totdeauna m-am mirat în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 1, când începe predica de pe munte, scrie, Iisus și-a deschis gura și a spus, pe ce vorbe de astea? Nu spune în Biblie să nu spunem vorbe de prisos, pe sigur că cu gura închisă nu poți să vorbești. Ce s-a apucat evanghelistul să scrie că și-a deschis gura și a vorbit? Păi asta e de la sine înțeles. Atunci am înțeles. Deschiderea aceasta a gurii era un gest aparte. Probabil așa s-a întâmplat atunci pe munte, când numai și-a deschis gura, toți deținuții au avut un simțământ, acum perle vor veni din gurile. Și toți au fost cuprinși de parcă de niște fior. Și cu o voce foarte zmerită, foarte hotărâtă, el a răspuns, domnule locotenent, când eu am devenit credincios și când după aceea am fost chemat să fiu păstor, eu am știut că în decursul istoriei mii de păstori au fost uciși pentru credința lor. Eu am știut ce devin. Și de câte ori spunea el, m-am suit la ambon, înconjurat de respectul și de dragostea credincioșilor. Eu am promis lui Dumnezeu, dacă vreodată voi purta zeghea de pușcăriaș, eu tot îl voi sluji. Domnule locotenent, eu vă compătimesc. Noi avem adevăr și dumneavoastră aveți un bici. Noi avem dragoste și lumină și dumneavoastră aveți zăbrele depus la ferestrele celulei. Domnule locotenent, dacă vreun guvern ar lua hotărârea și ar împlini hotărârea asta, să spânzure toți profesorii de matematică. Nu e bun profesor de matematică, nu e voie să fii profesor de matematică. Ai fost profesor de matematică, te spânzurăm. Și dacă s-ar spânzura toți profesorii de matematică, în ziua următoare, cât ar fi 2 și cu 2? Tot 4. Și 4 și cu 4? Tot 8 ar fi. Și 5 cu 5, 10. Matematica nu se schimbă dacă îi spânzi pe profesorii de matematică, fiindcă este adevăr. Și dacă ați reuși, ce nu veți reuși, dar dacă veți reuși să omorâți pe toți credincioșii în întreaga lume, adevărul nu se schimbă. Rămâne tot așa, că Dumnezeu este creatorul nostru și un tată iubitor, că Iisus este mântuitorul și vrea să ne aibă în cerul lui. E tot sigur că Duhul Sfânt vrea să ne lumineze pe fiecare, că există un rai frumos și un iad urât între care fiecare din noi avem să alegem și că dragostea
este cea mai frumoasă dintre vieți. Așa l-au bătut după aceea pe cocianga acesta. Era tânăr și când ești tânăr, poți să suporți bătăi. Există credincioși de ăștia care sunt pilde pentru noi. Aș vrea să fiu așa un. Și fiecare dintre noi să-și propună, eu așa un om, vreau să fiu ca un stejar. Odată am povestit într-o adunare despre aceștia mari care au murit pentru Hristos în diferite țări și a venit la mine câte unul și a spus, așa mi-e rușine, ai vorbit despre... Deci eu sunt un credincios așa de rău, un credincios care am căzut în așa multe păcate, nici nu știe biserica în câte păcate am căzut. Eu ce să zic? Zic, strig aleluia. Și cum să strig aleluia? Păi dacă ești un credincios rău, asta e o dovadă că ești un credincios. Numai un credincios poate să fie un credincios rău. Dacă ești un credincios slab, asta e o dovadă că ești un credincios. Numai un credincios poate să fie un credincios slab. Dacă ești un credincios căzut în păcat, înseamnă că ești un credincios. Că dacă n-ai fi credincios, nu poți să fii credincios căzut în păcat. Lasă că ești slab, lasă că ești nu știu cum, și bucură-te de puțintica credință care o ai și nădăjduiește cu ajutorul lui Dumnezeu asta o să crească. Nu au fost numai eroi în credință. Au fost unii slabi. Au fost unii, poate cu intenții bune, dar s-au gândit între lupi trebuie să urli. Și Apostolul Pavel a spus, între greci faci ca greci. Între evrei, faci ca evrei. Știți că spune undeva în Scriptură așa? Faci ca evrei, faci ca greci. Și își găseau un motiv. Românul este singura nație care are taina aceasta, care la minte spune minte. Nici o altă nație. În engleză spui mind. Și mind înseamnă ce ai aici, în cap. Dar românul spune minte? Minte, mintea. Să nu-ți crezi mintea, că mintea minte. Și dacă ești înclinat spre păcat, mintea te minte. Și mintea îți dă o justificare pentru ceea ce faci. Și când au venit comuniștii la putere, unii credincioși au colaborat cu ei, unii au făcut compromisuri, cu intenții bune, mulți dintre ei să servească biserica și unii, ca să fim drepți, au și reușit să facă lucruri foarte bune pentru biserică, întrebințând proverbul românesc, mai dă jupânul, mai lasă românul, mai zic ca tine, mai zici tu ca mine. Și au reușit unii conducători de biserică să facă lucruri foarte mari, nu sunt supuși judecății noastre. Dar unii dintre ei au devenit propriu zis ceea ce românul acum numește turnător. Unii credincioși au devenit iude. Când eram eu la închisoarea din Gherla, directorul închisorii era un coleg al meu, un pastor reformat care a devenit capitan de securitate. Și nici o închisoare n-am fost tratat așa de rău ca în Gherla. Era singurul care m-a ținut cu lanțul de 20 de kilograme de picioare tot timpul când am stat în Gherla împreună cu el. Și era colegul meu. S-a făcut cu totul altceva. Și acum, ce atitudine să avem față de acești oameni? Noi nu putem vedea lăuntrul omului. Noi vedem numai ce se întâmplă pe din afară. Biblia ne spune în cartea Esterii că a fost unul Mardocheu. Și Mardocheu a aflat că doi servitori ai regelui Ahasveros vor să-l omoare. Drept care s-a dus la securitate, la securitate din timpul acela. Și a spus, vezi, ăștia doi vor să-l omoare pe rege. Și vă închipuiți ce s-a făcut al lor al doi. Nu știu, i-a spânzurat, i-a tăiat în bucăți, vă închipuiți ce le-a făcut ăștia care au vrut să omoare pe rege. Acum nu știu motivele lui Mardocheu. El probabil că a gândit, sunt cetățeanul acestei țări. Ieremia a spus, cât timp stați în Babilon sau în oricare altă captivitate, fiți supuși, nu? Fiți supuși autorităților. Și ce obicei ăsta să te duci să omori pe un rege? Asta, nu, cum o să fie chestiunea asta? Și el a vrut să împiedice omorul. Dar a ieșit altceva, că i-a omorât pe ăștia la alții. Și acum, după ce a făcut lucrul ăsta, au trecut câțiva ani și regele acela, căruia Mardocheu, un evreu, i-a scăpat viața, regele acela hotărăște uciderea întregului popor evreu din Persia. Bărbați, copii, femei, nimic, ucidem pe tot. Ce remușcări în inima lui trebuie să fie avut Mardocheu? Dacă nu-l scăpam pe ăsta, cine știe, muria el, venea fiul sau cine știe ce venea și nu era un nebun că... Și de ce a vrut să omoare pe evrei? Spune în Scriptură, i-a promis Haman ban, îți dau atâta argint și atâta aur și nu știu ce, și pentru ban vinde viața unui popor întreg și ăsta i-am scăpat eu viața. Sunt acum mulți care au făcut compromisuri cu comuniștii, le-au spus anumite lucruri, i-au servit într-un anumit fel. După ce am stat 14 ani în închisoare, m-a liberat și a venit alegeri. Eu n-am vrut să mă duc la alegeri, ce să aleg. Dar a venit pe la 11 noapte, au venit din apartament în apartament, din casă în casă, tu ai votat, tu ai votat.
Și știam că pot să merg la închisoare iarăși, pentru că nu votez. Zic, ce contează votul meu? Că el tot este. Mai bine mă duc și îl votez. Și am votat pe ea care m-a băgat la închisoare. Deci am făcut și eu un compromis. Și nu vreau să judec pe niciunul care a făcut un compromis. Dar unii știu din Rusia, știu din Germania de Est, că unii s-au spânzurat când și-au adus aminte ceea ce au făcut. Unii care au compromis, așa de rău le-a părut că s-au spânzurat și nu-i bine să se spânzure, ci să se întoarcă. Mardoșeu a făcut chestiunea aceasta, i-a scăpat viața lui Ahasveros și el n-a făcut-o ca un turnător, să Doamne ferește, el a fost un om credincios. El zicând să scape viața regelui. Dar până când și-a dat seama că regele ăsta ce-a făcut, de acum asta ce-am făcut, poate n-a fost așa bine, fac bine de acum înainte. Și el a scăpat. Mardoșeu a scăpat. Tot poporul acesta evreu de la Pieire avea pe nepoata lui Estera, el a însluit-o pe Estera, cum să fac? Care a făcut rău sub comunism? Faceți bine de acum înainte. Au fost unii propagandiști atei. Am cunoscut eu propagandiști atei. Unul mi-a spus mie, știți că erau lector atei care trebuia să meargă să țină conferințe, că nu-i Dumnezeu, nu-i Hristos, nu-i Maica Domnului, nu-i nimic. Și unul îmi spunea, el era din părinți credincioși, baptiști, pe care eu i-am cunoscut. Am cunoscut pe părinții mei. Și îmi spunea, eu îngenunchez și spun, Doamne, eu mă duc acum să țin o conferință că nu există Dumnezeu și creștinismul nu e adevărat. Asta e pâinea mea. Am nevastă, am doi copii și pentru asta eu am o leafă bună. Și te rog, ajută-mă să țin conferința asta, că dacă nu mă ajut, eu de unde mai, nu mai capăt leafa asta. Pe mine m-a mințit de multe ori, pe voi v-a mințit, pe fiecare îl minte de multe ori. Spune românul, găina vecinului e totdeauna curcan. Mintea o să-ți spună totdeauna că nevasta vecinului e mai frumoasă decât a ta, ca să te ademenească. Și oamenii sunt mințiți și un om care a făcut rău în anii aceștia ai comunismului nu trebuie să dispere. Iuda avea banii vânzării în buzunar și Iisus nu spune, mă, ticălosule, ce? Ci spune, prietene, îi dă posibilitate să vadă, eu încă te iubesc. Dragostea mea față de tine nu este tulburată și dacă ai făcut rău, înseamnă că tu ești un om care știi să faci. Cum ai putut să faci rău? Poți să faci foarte mult bine de acum înainte. Și mie îmi place foarte mult de Apostolul Pavel. Pentru multe lucruri îmi place de Apostolul Pavel și în familia mea am avut o surpriză. Era nepoata mea de vreo 6 ani. Și o aud seara că își face rugăciunea pentru aia, pentru aia, pentru aia, altă. Și zice, Doamne, să-L binecuvintezi și pe Apostolul Pavel. Zic, dar tu te rogi pentru Apostolul Pavel? Zice, sigur că mă rog. Dar de unde ai scos să te rogi pentru Apostolul Pavel? Zice, păi, tata mi-a citit din Scriptură. Mi-a arătat că spune într-o epistolă, rugați-vă pentru mine. Zice, păi, eu fac ce spune acolo. Pavel a spus să mă rog pentru el, mă rog pentru el. Zic, da, dar asta se referia când era în viață, până la moarte să te rogi pentru el. Zice, dacă așa vroia Pavel, trebuia să scrie, rugați-vă pentru mine până când mor. N-a spus, a spus rugați-vă pentru mine, punct. Și gata, i-a continuat, cred, poate și astăzi să roagă pentru Pavel. Așa că Pavel este un iubit în familia noastră și spune aici, în epistola către Tesaloniceni, a doua epistolă, în care le-a spus de atâtea păcate că te-au făcut unii și alții. Și le spune, Domnul păcii, să vă dea totdeauna pacea în orice fel, Domnul să fie cu voi, cu toți! El a spus de unii, voi ați făcut bine, bravo. A spus de alții, voi ați greșit-o, ați făcut rău. Dar Dumnezeu să fie cu voi, cu toții. Care ați făcut bine, să faceți mai departe bine. Și care ați făcut rău, înseamnă că știi să faci. Cum ai știut să faci rău? Așa să știi să faci bine și sufletul nostru și inima noastră este deschisă și pentru frați și surorile noastre care au făcut cele mai mari greșeli și cele mai mari păcate. Păcatul lor nu e mai mare decât dragostea lui Dumnezeu care poate ierta și noi nu privim în jos la niciunul dintre ei, ci le întindem mâna și să fie cu noi fiecare dintre ei. Și acum numai un singur cuvânt vreau să vă mai spun. Dacă despre securitiști, că despre ăștia care cu adevărat au schingiuit, au bătut, s-au făcut așa niște lucruri în închisoare. Și acum și ăștia. I-am văzut în ziar fotografia îmbrăcați în zeghe și pe fotografie arătau cu așa o față tristă și nu era așa, parcă era, probabil că e frig în celulă, în jilava. Jilava nu poți să o încălzești, e o celulă sub pământ, e o închisoare sub pământ. Și le este și lor rău, și au și ei mame, și au și ei neveste, și au și ei copii. Noi, pentru ei și pentru ei avem un cuvânt. Nu-i nimeni exclus
din dragostea noastră. A fost un mare învățător al bisericii Macarie, un mare sfânt, și el a spus cuvântul: dacă un om iubește pe toți oamenii, în afară de unul, Dumnezeu nu-l poate primi. N-ai voie să excluzi pe cineva din dragoste. Iubesc, dar chiar pe ăsta nu pot. E, nici Dumnezeu cu tine nu mai poate. Care e cuvântul care le pot spune lor? Decât să le spun un cuvânt de la mine, le povestesc ceva ce s-a întâmplat cu un securitist, cu un ofițer de poliție secretă în Rusia, și cu asta termin. Cunosc eu însumi pe fata aceea. Era în Rusia, la închisoare, o fată, o tânără fată, o credincioasă, lucrase acolo în tipografia clandestină în Rusia. Bisericile aveau așa, unde tipăreau ei evanghelii sub pământ, cu grota. Și dacă prindea pe una, apoi ce o bătea ca să spună de unde hârtia, de unde cerneala, unde tipografia, cum se transportă și așa. Și pe asta au bătut-o și a bătut-o. Și fata asta, în timp ce o bătea, în timp ce o schingea, doamne, ce perle de oameni există. Ea nu se gândea cum să scap de bătaie, ea se gândea cum să aduc la mântuire pe bătăuși. Eu am cunoscut surori bătute de soț, tratate rău de soț, unele se gândesc cum să scap, altele se gândesc cum să-l aduc pe ăsta la credință. Există și așa ceva. Când te întâlnești cu unul rău, primul gând este cum pot să-i servesc, să nu mai fie așa de rău. Și în timp ce el o bătea, acum bătăile și alea nu durează tot timpul. Bieții ofițeri de securitate trebuia să bată 8 ore pe zi. De dimineață la 9 până la ora 5 trebuia să bată. 6 zile pe săptămână, nu era ca în America 5 zile. Nu, 6 zile trebuia să bată, bă, mai avea și ore suplimentare duminica să bată. Și băteau 7 zile pe săptămână, 30 de zile pe lună, tot anul. Și singura muzică pe care ei o auzeau era poc! Ha, ha! Strigătul ăla e bătut și pocnetul biciului sau ce bătea. E grozav, e nebunitor și pentru ei. Așa că ei luau câte o pauză. Băteau o oră, două și până și asta stai liniștit. Și lor li se aduceau cafeluță, așa prindeau o țigară. Dacă era și tu un fumător, îți oferește ție o țigară. Și un sfert de oră să odihnească. Și sfertul ăsta de oră era foarte, cum se cade, foarte gentil. Se întrebau, puteai să vorbești cu ei orice. Și credincioșii profitau de momentele acestea ca să le vorbească lor despre credință. Pentru cel mai rău, care a făcut lucrurile cele mai rele, Iisus spune, împărăția e aproape, fiecare din voi o poate apuca, fiindcă Iisus și-a vărsat sângele pentru fiecare. Spune că i-au străpuns coasta și a țășnit sânge și apă. Asta era a doua coastă străpunsă, că spune pe primul Adam, i-a străpuns coasta ca să iasă ceva frumos, Eva, nu? I-a străpuns coasta, nu? Și la al doilea Adam, iar și s-a străpuns coasta lui Iisus ca să iasă altceva frumos. Iertare și bunătate și Duhul Sfânt și toate lucrurile acestea. Există pentru fiecare în Biserica lui Hristos dragoste și vă chemăm pe toți, spune Mântuitorul, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, din orice confesiune, din orice categorie, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Doresc această odihnă, odihnă a lui Dumnezeu, odihnă pe care numai Iisus o poate da. Amin. Toți, fiecare din noi avem șansa de a fi iertați, dar trebuie să existe o fărâmă de credință pentru a înceta să mai credem că păcatele noastre sunt mai mari ca puterea de iertare a lui Dumnezeu. Viețile martirilor nu sunt basme din cărțile citite de copii, ci sunt viețile trăite cu Dumnezeu pe culmile cele mai înalte. Noi, arareori, avem de suferit pentru credința pe care o avem. Întrebarea cu care aș vrea să rămâneți este: ce ne împiedică să le vorbim oamenilor despre Hristosul în care credem? Oare nu merită fiecare om șansa de a-L cunoaște pe Dumnezeu? Priviți-i pe cei din jur. Este foarte posibil ca doar noi să fim cei care le-am putea vorbi despre Hristos. Și dacă de noi depinde veșnicia lor, nu merită să urmăm exemplul martirilor, fiind gata să ne folosim de fiecare ocazie pentru a le vorbi despre Hristos? Credință. Mai multă credință.